Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Vlad Petreanu, iar astăzi citim Un mare Crăciun albastru. Tată, trezește-te, strigă Nemo într-o dimineață, înotând de colo-colo prin casa lor din anemona. Ce-i, Nemo? Întrebă Marlin, trezit brusc din somn. Ai pățit ceva? Ce s-a întâmplat? Nu, tati, răspunse peștișorul clovn, dar mi-a venit o idee grozavă. Că tot se apropie Crăciunul, n-am putea da o petrecere? Ar fi drăguț, Nemo, zise Marlin căscând. Ce-ar fi să luăm mai întâi micul dejun și vorbim pe urmă? Imediat după micul dejun, Nemo și Marlin făcură lista de invitați. Era lungă, la câți prieteni aveau în ocean. Marlin se întreba cum vor reuși să-i anunțe pe toți din timp. Am să-i rog pe Bruce, Chum și Anchor să ducă vorba, propuse Nemo. Pe băieții ăștia e imposibil să-i refuzi. Marlin fu de acord. Bine, fiule, dar să ai grijă. O să am, tată, ne vedem mai târziu, strigă el și se îndepărtă în not. Nemo înnotă cât putu de repede la amicii lui rechini. Ce vânt te aduce pe la noi, Nemo? Îl întrebă Bruce. Peștișorul clovn le spuse despre petrecerea de Crăciun. Rechinii nu mai puteau de bucurie, nu erau invitați prea des la petreceri. Apoi Nemo îi rugă să ducă vestea mai departe. Stai fără grijă, zise Bruce, mândru nevoie mare. Când Nemo ajunse acasă, îl găsi pe Marlin agitat. Avem de făcut meniul și curățenia și decorațiunile și oprește-te, tată, zise Nemo. O să chem în ajutor mai multe aripioare. Nemo își făcuse ceva prieteni când fusese prins și a zvârlit în acvariul din biroul unui dentist. Gașca din acvariu evadase și acum trăiau cu toții, bine mersi, în ocean. Nemo se duse să le ceară ajutorul pentru petrecere. La întoarcerea acasă, era deja însoțit de doi camarazi din gașcă. Deb, peștele domnișoară cu dungi albastre și albe, și Jacques, micuțul crevete care face curat. Aceștia se apucară pe dată să facă mâncare și curățenie în anemonă. Ce păcat că n-a putut să vină și Flo, se întristă Deb. Tare îi mai plac petrecerile. Nemo și Marlin își făcură cu ochiul. Știu amândoi că Flo nu era altceva decât reflexia lui Deb în pereții acvariului. Mai târziu, Nemo porni în not în căutarea unei alte prietene, Dory, peștele chirurg regal. Ne cunoaștem? Întrebă Dory când Nemo dădu de ea. Nemo se mulțumi doar să zâmbească. Dintr-o dată, Dory îl îmbrățișă, zicând: Nemo, ce dor mi-a fost de tine! Nemo întrebă dacă voia să-l ajute cu decorațiunile. Îmi plac la nebunie petrecerile, răspunse ea bucuroasă. Cel puțin, așa mi-aduc aminte. Toată după amiaza, Dory și Nemo agățară pangliși din hârtie și coronițe cu care împodobiră un pom de Crăciun din cochilie de scoică. Între timp, rechinii invitaseră restul de oaspeți. La final, mai rămăseseră neanunțate doar țestoasele, așa că rechinii făcură un drum până pe coasta de est a Australiei ca să le găsească. Fantastic! Exclamă Crash. Ador petrecerile! Hai, băieți, pot veni și eu? Întrebă Squirt. Normal, răspunse Chum. Nemo își vrea toată trupa acolo la el. Odată întorși la anemonă, doar cu muzica mai trebuiau să o scoată la capăt. Nemo se duse în vizită la Ted, peștele fluture, la Sheldon, căluțul de mare, și la caracatița Pearl. Împreună repetară colinda Moș barbun cu aripi dalbe până le ieși bine. Vom fi grozavi, zise Nemo când terminară. Ne vedem la petrecere! Iată că sosi și seara cu pricina. Purtând veșminte multicolore din ghirlande marine de Crăciun, Marlin și Nemo își întâmpinară oaspeții. În scurt timp, locul se umplu cu prieteni de pretutindeni. Și acum să desfacem cadourile, anunță Marlin și se apropie în not de pomul de Crăciun. Dory începu să dea ocol musafirilor, murmurând. Dar cadoul luat de mine unde-i? Ia stai, oare am cumpărat ceva? Acu' e ziua totuși! Lui Bubble, un alt membru al găștii din acvariu, Nemo-i cumpărase o lădiță cu comori, din care ieși un nor de bule când o deschise.
Ah, ce dor mi-a fost de bulele mele! Mulțumesc, Nemo! Chicoti Bubbles. Din perioada petrecută în acvariu, nu le era dor de multe lucruri, dar lădița cu comori era unul dintre ele. Odată cadourile desfăcute, era momentul pentru niște muzică bună. Haideți, băieți! Le șopti Nemo lui Pearl, Sheldon și Ted. E vremea de cântat și de dansat. Și chiar asta făcură toți trei. Oaspeții se întoarseră spre ei imediat ce începură să cânte. O crab frumos! O crab frumos! Ceva mai târziu, prietenii notară înapoi la casele lor. Rămași singuri, Nemo îi spuse lui Marlin. Tata a fost cel mai reușit Crăciun de până acum. Nu un cap pe îndoială. Ce noroc pe noi să avem așa mulți prieteni buni. Dar cadou mai mare decât să ne petrecem Crăciunul împreună nu există, zise Marlin și strânse în brațe fiul. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.